Trăiesc acum ceea ce cândva eu visam, pentru că eu visez și vizualizez și tot timpul mă gândeam la scenariile astea, să fiu așteptată la aeroport, să vină lumea să mă aștepte. Acum trăiesc ceea ce cândva visam. Este singura pugilistă care va reprezenta România la cea mai importantă competiție sportivă a lumii și a doua după antrenoarea ei, Mihaela Lăcătuș, din boxul feminin românesc. Elevul trebuie să-și depășească antrenorul și eu pentru asta muncesc și asta îmi doresc. Elevii trebuie să-și depășească antrenorii, iar ea va reuși cu siguranță asta în momentul în care va obține și medalia la Olimpiadă. Claudia a avut parte de o adevărată surpriză la întoarcerea acasă. Colegele ei au pregătit o adevărată petrecere. Când le-am văzut, nu știu, m-am muiat toată, m-am emoționat foarte tare și sunt foarte bucuroasă. Sunt bucuroasă pentru mine, dar mai mult și pentru bucuria care o văd la ele, când m-au primit și pentru doamna antrenoare care la fel se bucură la fel de mult pentru mine. Cei care sunt alături de când s-a apucat de box și sunt ca a doua familie sunt antrenorii de la lot, Mihaela și Adrian Lăcătuș. Este rodul și satisfacția muncii de 10 ani. Dumnezeu ne iubește și atunci cu siguranță ne întoarcem cu medalele de la Olimpiadă. Am avut niște emoții fantastice. Pentru mine personal este o realizare extraordinară, este prima calificare pe care o obțin în calitate de antrenor. Omul din umbră care a ajutat-o enorm pe Claudia și a fost tot timpul alături este colega și prietena ei cea mai bună de la lot, Lăcrămioara Perijoc. Pentru mine este ca și cum mi-am îndeplinit eu visul, pentru că amândouă am muncit toți anii ăștia și am tras din greu și am trecut peste foarte multe lucruri ca să reușim ca măcar una de noi să reprezinte România la Olimpiadă. Lăcrămioara recunoaște că a plâns de fericire în momentul în care a realizat că prietena ei va fi la Tokyo.